Exact acum două luni m-ați întrebat cum deam 100% battery health după un an și am făcut un video în care v-am zis cum îmi încarc telefonul și din care oarecum a rezumat că nu fac neapărat ceva special. Iar acum, după două luni, am 96% și haideți să vă explic ce se întâmplă pentru că cu ajutorul vostru am aflat care este misterul cu acest battery health și de ce nu ar trebui neapărat să te îngrijorezi. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Bine ai venit în studio, eu sunt Flash și îți mulțumesc dacă faci parte din comunitate și dacă ești abonat și bineînțeles te invit să apeși butonul de like. Haideți să înțelegem care e faza cu acest battery health sau sănătatea bateriei în limba română și totodată vreau să vă mulțumesc înainte să vă explic care e treaba cu ea tot vouă pentru că cu ajutorul vostru am aflat și eu și am deslușit misterul uh, cu acest Battery Health, am aflat ce înseamnă și de ce diferă atât de mult de la caz la caz, de la telefon la telefon și practic uh, iarăși, cred că cum am spus și acum două luni, totul ține de noroc. Dar da, mulțumesc că mi-ați lăsat în comentariu clipul în care un băiat explica chestia asta și na, de ce nu să vă explic și eu la rândul meu în stilul meu. Sunt foarte hyped acum pentru că am aflat vestea cu Lewandowski, cum că face parte din echipa g 2 acum, ceea ce este super tare și nu mă așteptam, chiar dacă știam că vine cineva mare la g 2 nu mă așteptam să fie vorba despre un fotbalist de uh, renume atât de mare. Uh, dar fiți atenți aici. O să dau exemplu telefonul meu, iPhone 14 Pro Max, pe care încă l-am și care are acum, cum v-am arătat și mai devreme, 96% battery health. Și acum trebuie să înțelegem o chestie, telefonul atunci când este produs de Apple în cazul de față trebuie să îndeplinească niște specificații la baterie adică în cazul ăsta trebuie să aibă bateria 4441 de miliamperi dacă nu mă înșel. Iar acum ca să nu lungesc clipul ăsta foarte mult cum faci tu ca producător de telefoane ca fiecare utilizator când își face unboxing la telefon și le face să aibă 4441 de miliamperi nu prea ai cum hmm. și atunci cum. Se procedează. Practic, pe banda de producție, unde se fac bateriile, tot ce este sub o anumită valoare, care este peste acest 4441, e dat la o parte. Pentru că bateria trebuie să aibă mai mult, astfel încât să nu existe niciuna cu sub valoarea declarată. Și atunci, practic, tu când îți iei un telefon, probabil că el are 4600, 4500. 4480 de miliamperi și așa mai departe iar după cum cu toții bine știm bateria în timp se degradează și acum battery health-ul probabil că de fapt nu probabil sigur este calculat de la această valoare în jos deci tu o să ai 100% battery health până în momentul în care telefonul scade sub valoarea specificată de producător că el trebuie să o aibă și acest lucru dacă ai nimerit o baterie mai sănătoasă cu mai mulți miliamperi va decurge într-un timp mai îndelungat, adică ea va scădea, na, se va degrada uh, mai greu până la 4441 sau dacă ai avut ghinionul să nimerești un telefon care out of the box avea 4460 de mAh, poate și după o lună să înceapă să-ți cadă battery health-ul. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu e de speriat, pentru că după cum bine știm cu toții, dacă ne uităm pe site-urile de anunțuri, de exemplu, majoritatea telefonelor second hand au undeva între 80 și 90%, ceea ce înseamnă că din acei 4441 tot are o capacitate suficient de mare acel acumulator încât să nu Cauzeze probleme adică să pierzi din performanța telefonului deja trebuie să se degradeze foarte foarte mult și oricum un iPhone Pro Max în cazul meu are o durată de viață a bateriei suficient de mare încât să fie uh, mulțumitoare și atunci sincer nici dacă ar scădea sub 90% nu mi-aș mai face griji pentru că dacă stăm efectiv să ne gândim la cifre ce mi-e cam 4400 de miliamperi sau cam 4100 de miliamperi tot e o baterie suficient de mare, adică nu o să se descarce telefonul într-o oră sau ceva de genul ăsta. Bineînțeles, asta depinde și de cât de mult îți folosești telefonul, pentru că, na, asta îl face să se descarce și dacă îl folosești non-stop și te mai și joci sau faci chestii foarte demanding pe el, probabil că, na, nu o să te mai ajute bateria și o să ai nevoie să o schimbi sau să-ți schimbi telefonul dacă preferi să nu-ți servisezi telefonul și doar să-l vinzi, să-l mai departe și habar nu am. Dar, acum ce vă pot recomanda în continuare este să aveți în setările telefonului. Chestia asta cu optimized battery charging este foarte importantă și, în rest să vă bucurați de telefon și să nu vă uitați atât de mult la cifrele astea. Atâta timp cât îți încarci telefonul în mod normal, adică îl bagi o dată pe zi la încărcat sau o dată la două zile dacă îl folosești foarte puțin, dar în cazul ăsta, na, nu știu, nu prea am mai văzut oameni în ziua de să stea puțin pe telefon și să-l folosească atât de rar încât să-l încarci la două zile. Și fac aici o pauză ca să fac acest insert nesimțit. Dacă nu știai, am mai deschis încă un canal pe care vom muta toate clipurile astea de la un punct încolo. Momentan postăm Dual și aici pe canalul mare și pe Flash la studio, dar clipurile de tech probabil că vor fi în exclusivitate postate acolo de la un punct. Poate la 1000 de abonați, poate la 10.000, nu am idee, dar te invit să te abonezi pe Flash la studio ca să nu ratezi viitoarele clipuri pe care le voi posta și asta înseamnă clipuri care nu sunt doar despre telefoane, ci și PC-uri, tot ce ține de studio, microfoane, audio, video, camere, foto, camere de acțiune nici eu nu mai știu ce, multe chestii. Te aștept acolo. Cam asta e sfatul, să-l încarci și eventual dacă vrei să îl ajuți un pic să-l scoți pe la 90-95% și atunci ești safe. Primise un comentariu foarte interesant la clipul anterior de la un abonat care spunea că el are un mod din ăsta în urma unor studii citite de a-și încărca telefonul și anume cumva între 45% și 55% îl menține mereu și are după nu știu câți ani, 3-4 ani, 100% battery health. Ok, sunt de acord, funcționează, pentru că ăla este punctul cel mai comod în care bateria trăiește în telefonul tău, doar că să ajungi să stai toată ziua cu ochii pe telefon ca pe butelie ca să fii atent să-l încarci și să-l scoți de la încărcat, să nu se încarce prea mult, să nu-l utilizezi prea tare, adică să nu-l forjezi prea tare în utilizarea ta, deja mi se pare SF, adică e ca și cum aș trăi doar ca să am grijă de telefon. Poate că omul are un job care îi permite să facă chestia asta și atunci n-a stă cu cablul în și îl scoate, îl bagă, îl scoate, îl bagă, da, mă rog, dar atunci mai intervine o chestie. Bagi mufaia și o scoți de atâtea ori încât probabil că înainte să strice bateria, se strică portul Lightning sau USB-C în cazul noului iPhone. Deci, na, e puțin ciudat. Spuneți-mi voi cum vă încărcați bateria și ce battery health aveți jos în comentarii și vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul am flash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de la maxim. Eu am fost Flash și vă urez o zi cât mai bună și nu vă stresați prea tare cu telefonul, că oricum la un moment dat o să-l schimbați și na, mai bine vă bucurați de el așa.